Pacientul s-a prezentat la noi în clinică într-o stare hiperalgică, cu dureri de spate, cu dificultatea de a menține o postură, de a se apleca, de a se roti în pat. Simptome apărute în urmă cu 5 zile. După examenul neurologic, i-am indicat să facă IRM-ul. Concluziile RMN-ului au fost următoarele. Avem o coloană lombară dreaptă cu două discuri care sunt deshidratate și niște formațiuni care ies în afară. Dacă vedem imaginea făcută craniocaudal în zona respectivă, zona discului respectiv, se vede o hernie de disc care comprimă nervul partea stângă. Dacă mergem la discul de mai sus, este o situație care comprimă ambele rădăcini nervoase. Este și motivul pentru care dumnealui are o astfel de postură curbată în imaginea față-spate. Am inițiat tratamentul nostru standard în hernie de disc, care constă din 5 ședințe, făcute cu o frecvență cam de 2 ori pe săptămână, în care pacientul face, pe de o parte, terapie manuală PDTR, pe de altă parte, el urmează exercițiile care sunt indicate acasă. După această perioadă, am mai necesitat încă o ședință pentru stabilizarea rezultatului. Astăzi este bine, nu mai are durere, se poate apleca, iar simptomatologia inițială s-a remis în proporții de 80%. Vă așteptăm în clinicile Empatio pentru a vedea și simți ce înseamnă starea de bine.